Fie ce moment este de neprețuit. V-am găsit în casă deja, doamna Tamara. Ce faceți astăzi? Vă pregătiți? Da, cu sigur aștept că să... Vă vin oaspeți, are cine să vă calce fragul ăsta. Da. Asta este nemaipomenit. Cea mai mare bucurie atunci când cineva are cine să ne intre în casă, să ne bucure cu prezența sa în așa zile frumoase și importante pentru noi. Da, să știți că și noi facem același lucru astăzi, special pentru dumneavoastră. Eu mă numesc Elena și sunt curierul online florăriiemoții.md și venim cu colegul de la Chișinău special pentru dumneavoastră să vă transmitem o doză mare de energie frumoasă și de emoție plăcută. Ia să-mi spuneți, cum credeți? Din partea cui vine surpriza asta frumoasă? Cine nu este astăzi acasă? Sau haideți să începem cu începutul. Eu știu că sunteți bogată, aveți surori. Câte sunt la mine? 2, 3, 5, 10. Aici suntem 6. 6 în total. Acasă e Maria, Jenia, Elena. Băi, ești astăzi? Da, Olea și Galea sunt la Italia. Să știți că surpriza asta frumoasă a organizat-o ei toate împreună. Adică organizarea a venit vinovată, este acolo, ne privește chiar acum, doamna Olga, dar s-au implicat toate, absolut au sărit și au pus un cuvânt bun și frumos la această surpriză. Dar asta nu este tot. Eu știu că sunteți mămică și sunteți mămică extraordinară, o mămică iubită și eu sunt, vreau să cred că copilașul dumneavoastră, fiind acolo peste ocean, se mândrește cu dumneavoastră. Vă iubește la infinit și astăzi și ea, Cristinuța, ne-a trimis aici să vă spunem că vă iubește enorm de mult. Ce spuneți? Vă iubiți? Foarte bun. Foarte mult, Cristinuța. Eu vreau să vă susțin până găsiți câteva cuvinte frumoase în adresa lor. Eu vreau să vă susțin și să încep să vă dau cadouri. Pentru că o femeie cu flori în brațe nu este nimic mai frumos decât tot. Să știți că în viziunea mea arătați perfect. Și eu vă rog frumos să rămâneți așa, pentru că lacrimile astea ne numai și de pe față vă dau de gol și ne arată nouă și inclusiv la toată lumea cât de firă vă sunteți acolo în sufletel și așa să rămâneți întotdeauna. Asta contează foarte mult. Și sunteți un om extraordinar. În coșulețul ăsta sunt trandafiri. Sunt 60 la număr. Sunt albi roșii și îmi vin din partea lor, a surorilor și a fiicei Cristina. Eu sper și cred și vii în cu acest gând că o să vă umple sufletelul, casa și inima cu multă, multă dragoste și atenție din partea lor. Îl primiți? Da? Da, mulțumesc! Ia să-mi spuneți, pe final de sărbătare, aveți o toartă frumoasă? Da. Da? Da. Sora, de ce n-ați spus să nu facă tortă? Noi întotdeauna am spus să mai spunem. Dulciurile niciodată nu sunt în plus, venim și noi cu una. Dar cu una, eu cred că specială de tot, cu una special pentru dumneavoastră. Acest sfumant cu acel tipul de fragolină este un cadou din partea noastră. Eu vi-l amând și sper ca de seară să-l deschideți cu oamenii dragi, să ciocniți și în cinstea surorilor care tare, tare vă iubesc și în cinstea fiicei dumneavoastră, care este sânge din sângele dumneavoastră, se merită și trebuie. Vă aparține. Mulțumesc. Să-l serviți cu mare drag. Aici este o felicitare foarte frumoasă, după cum observați, foarte lungă. Și dacă îmi permiteți, eu cu cea mai mare plăcere am să o citesc special pentru dumneavoastră. Deci mesajul sună felul următor. Dragă soră, astăzi este ziua ta, iar noi venim a te felicita. Și dacă lumea e desparte, noi îți suntem alături, chiar dacă suntem departe. Îți trimitem un mesaj trimis de vânt, de aici,
din străinătate. Și îți dorim multă, multă sănătate, că e mai bună decât toate. Multe bucurii și zâmbetul mereu să-l știi. Să ai parte numai de căldură omenească, liniște sufletească și Domnul să te păzească. Și, în ciuda tot ce stă în cale, fii însuși tu și fii mai tare, căci viața e o roată grea și luptă pentru soarta ta. Să-ți fie în preajma ta mereu bunul Dumnezeu. Vezi ce nebulos e timpul? Se scurge fără încetare. S-a scuturat încă o petală din trandafirul vieții tale. Vrei să o ridici? N-ai să o ridici. S-a dus ca apa printre voi, lăsând în urma ei să cadă o lacrimă din ochii tăi. E ziua ta, te felicit. E ziua ta cea mare. Și uite așa, eu îți trimit a mea felicitare. Să ai alături chipuri dragi și un soare zâmbitor. Să ai mereu în drumul tău un înger păzitor. La mulți ani, draga noastră! Mulțumim! Cam așa? O poezie frumoasă! Foarte frumoasă, le mulțumesc din suflet. Cu foarte mult mulțumesc, îi iubesc pe toți, îi aștept. De când nu le-ați văzut? Pe surorile din Italia, fizic acasă. De cât timp? Precis, Olea, câți ani? Olga, opri sunetul. Ca să vă auzim, trebuie să porniți sunetul. Vreo 5 ani precis nu a fost. Foarte mult timp, să veniți acasă cât de curând. De fata, ce am spus? E frumoasă fata noastră. Are pe semana. Să știți că vă iubește foarte mult și ea, și surorile. Și și-au dorit tot mai bine să ajungem astăzi aici, să vă spunem cât de mult vă iubesc și să vă transmitem aceste cuvinte cade și aceste cadouri frumoase. Eu sper că noi cumva v-am îmbrățișat sufletul cu căldura lor, cu dragostea lor și eu sunt absolut sigură că după asemenea surpriză aveți ce să le transmiteți. Și dacă aveți ce, un cuvânt de te iubesc, de te imit ori de aici, de acasă, iată acolo la cameră. Le mulțumesc din suflet la surori, le țin. Câteodată când nu suntem aproape, dar în suflet întotdeauna, întotdeauna îi aștept. Îi iubesc foarte mult pe toți și fata și nepoței mei frumoși. Fica Cristina, te așteptăm acasă. Așa? Da, o aștept. Să știți că pe lângă surpriza asta frumoasă, care am organizat-o de toate împreună, aici mai este un cadou bănesc, tot pentru dumneavoastră din partea fiicei. Ei nu mă las nuanță după asta, dar să știți că este și un cadou bănesc din partea fiicei și să știți că chiar vă iubesc cu toții foarte mult, pentru că și-au fost tot sufletul în această surpriză și s-au pregătit din ei. Eu sper că tot din adinsul că ați plâns acum cu lacrimi din emoție curată și frumoasă, că îi dor de ei. Și la sigur, Italia și America, când se gândesc, se întoarcă acasă în Republica Moldova, ne dă un sunet și venim cu toți împreună să-i facem surorii și mămicii o surpriză repetată aici acasă. Ca să plângă, să vă cuprindă la propriu. Până atunci, să aveți puteri, să aveți multă sănătate, să vă păzească Bunul Dumnezeu în toate cele rele, să vă umple casa cu pace și sufletul dumneavoastră. Întotdeauna să simțiți că sunteți apreciată, iubită și așteptată. Și să-i așteptați acasă cu mare drag de fiecare dată. Și exact așa cum am văzut acum seara, cum a masa plină de bucate gustoase. Încă nu sunt chiar așa, dar le vine timpul, da. Și fii cu vă aparține. Să le știți cu mare drag de fiecare dată. Și ai, nu m-a lăsat tinerețea mea. Nu m-a părăsit, ține-mă în cozi. Toarnă mai cășmarul vin de cotnar. Să când să iubesc, că m-am prăpădesc. Simtă, da, oamenii buni cu energie frumoasă și curată. Se simt da, n-ai cum să-i treci pe alături. Spuneți că nu e adevărat. Simt energie. Simt energie. Mă rețin.